Bună ziua, bună ziua! Ce faci, mami, cu patronul? Uite, vezi, nu mai zicea că a dus omul peștele, să las peștele, să-l mâncați voi singuri. Bine, sunt cu patronul. Am venit să fac o ciorbiță de pește. Ciorbă de pește? Păi eu nu știu să pregătesc ciorba de pește și a venit eu. Uite, punem ceaunul acum să facem o ciorbă, până vine bucătarul. De la sânt ne aduce a bere rece. S-a dus după bere la sânt. S-a dus prieten, s-a dus bucătarul, s-a ducă bere rece. Cum vine șor, de-a lui a plecat la sânt. Hai să facem noi ciorba de pește până vine el. Păi, uite, am tot ce-ți trebuie, păi pregătește ceaunul. Păi, mă, că acum știi că eu nu am mai făcut ciorba. Așa facem, ceapă avem? Ceapă avem tot ce trebuie. Mamă, dar ce cald e, nu mai chef de căldură. Ce să facem? Facem aici treabă cu Maria, cu patroana. Dacă v-a dat o magaru pe Maria, țineți-o aici. Mi-a dat, acum o ține magaru. Aaa, să nu vorbim! De ce să nu vorbim? Că te-a gonit magarul din casă. Știe, patroana. Stai la petele tale, îți dă o parcurie să mănânci, ai patru peți. Ce nu te ține petele? N-ai unde să stai. Nu mai mă duc acasă. S-a supărat cu Iagon. S-a supărat și i-a plecat de acasă. Da, motive. N-a dat în ea, nu. Acum s-a supărat așa pe ea. Motive. M-a gonit de acasă, mi-a zis să stai acum. Tu n-ai ce ia acasă. Da, du-te la fața ta acolo să stai. Da. Că mă iubește pe mine mai mult. Da. Să-i ții tu copiii, să-i crești. Să-i țină, să-i băiat. Copiii lui să lui i-ai lăsat acasă, i-ai lăsat avere. A prins ciudă pe mine, dar nu știu ce mi-ai dat. Tată, tu mâncat și ea? Uite, eu nu știu ce eu aceea. Tot zicea, du-te acolo, du-te acolo la bucătarul. Nu mai para vreca de-a, numai tu para vreca de-a. Păi pe te-o mângă. Așa? Da. Patroana, învață-mă ta, că ea nu știe. Vezi, te învață patroana. Păi fac mai mici, patroana. Nu mai para vreca de-a, nu-mi place cum nu-ți fac. Hai că ăsta, acum ar vine așa. E prea mare așa bucăți. Învață-l așa bucăți mari, îi ședi. Când se prige, îi șede. Așa spart. Hai bine, lasă-le mai mari, ăștia l-am făcut acum așa. Mamă, dai să mă din eu, lasă-te mă făcut. Da. Taie tot. Asa, nu, așa, dă mai în teacă, n-am venit, să avem. Fac patroane aici. Fac curat. Să facem la ceaun, mamă, de acum. Ce facem la ceaun? Facem căpățânile de pește ciorbă, să fac un bucătar. Doamne, căpățâni de pește. Mamă, când o vede el ce ciorbă fac eu. Păi nu iasă așa, cu miros puternic de pește. Azi, mamă, ce miroasă, nu mâncați voi pește. Noi mâncăm cea mai bun pește. Da. Uite, vata trebuie curățită când faci ne. Nu așa cu murdărie, cu cenușă. Doamne, ia vin lui patron acum să facă ceaun. Pe năbușala asta, pe căldură. Ce vrei, mamă, să facem? Trebuie să muncim, bă. Cu ce luăm noi cenușa asta? Nu știu, cu lopata și o aruncăm încolo. Nu cu lopata, o găleată s-a dus cu tunița. Să aduci o găleată să luăm cenușa asta. Adu-mă și tu găleata aia din mine, pe rând. Am mâna pocită, mă greuță. Încet, în ce patronul? Cum făcea bucătarul și cu tunița în cenușa asta? Nu știu. Cum făcea, bă, murdari? Nu știu. Cum făcea aici unul în cenușa asta? Pune așa, peste cenușă. Doamne, ca să nu mai ia cenușa. Da. Doamne. Păi n-am mai făcut ceaunii, de aia n-am mai luat cenușa. Uite, bă, câtă asta. Uite, bă, câtă cenușă. Ce uite. Preremă. Uite-te câtă cenușă. Să vezi tu două găleri de cenușă. Uite. Păi. Păi ce... Vrei câtă cenușă? Hai, nu mai văd din eu. Ia cenușa, dă-i la filmare.
ține, mă. Vezi să nu pui degetul pe... Poți să o rădiși. Vezi, atât facem munca ca să mâncăm. Păi nu muncim, nu mâncăm. Vezi că cazi cu ea. Două găleți a ținut bucătarul scutunit. De cenușă. Două găleți la grătar de cenușă. Făcea smocul peste ea. Vezi unde aruncă. Să vezi tu unde aruncă. Păi în tomberon, un prin tomberon, aiurea cu cenușă. Da. Dă la mine, patron. Hai, păi tu acum. Adună tot, pe cerunța frară. Ca să putem să facem foc, poți să pui o pârjoară, poți să pui ceva. Dar dacă e cenușa... Stai, lăsa să filmez, bă, David. Nu prea nu știu. Mai e plastamă de oaie. Mai, dar zici că nu mai să-mi aduci și-mi un fir de plasta, mă. Am, dar n-are cine să gătească să-ți aduc. Cum, unde patroana mama ta? Nu știe să gătească? Mama ta? Nu, tot auzi că n-are cine să gătească, de-aia nu. Unde e mama ta? A plecat. Dacă a plecat ea, unde? A luat marfă? Da. Așa, da, când vine ea să-ți spui să-mi păstrează un fir de plasta, mă. Da. Până ea avea oaie și pormă-i dau eu. Ia bine, leuțule. Eu știu dacă vrei să filmez. Păi muncă că tu vrei să filmez. Da. Și muncă, nu numai gata. Muncare. Gata. Du-ți cenușa, să aduci și pune la mijloc acolo. Ia, că le puneam la muncă. Să fugă numai înainte, să mănâncă comboș. Să ducă la comboș, în rășia. La comboș. Auzi tu, la comboș. Du-te-a de chiribite și un nailon ca să prinde focul. Un nailon și un chiribit, să vezi cum se prinde focul. Îmi trebuia să nu-l arunci acolo. Să aduc? Păi trebuie să facem și noi, țăpriș, frumos. Lasă numai țăpriș, ia două nailon să vezi. Se aprinde așa? Fă-i țăpriș dacă poți. Lasă că fac eu. Uite, ne-am făcut țăpriș, tot ce trebuie. Mă filmezi acum cu mine, vezi? Acum e filmare ce să filmezi. Filmăm ca unul, filmăm focul, filmăm ciorba. Făcurăm de lucru, așa se face. Așa, și acum primim focul. Focul, prieteni. Patroana e cu vlogul ei acolo. Ne scola cu sare și cu oțel, cum a făcut cu comatul cu noi. Așa ne făcea ei. Dar noi am fost foarte buni. Am prăpat niște blândi din acestea uscate. Patroana, a făcut focul bine? Bine. Așa de mult. Ii să faci focul, frate. Pe cum să ne? S-a dus tuciu acum. Tuciu, eu nu mă bag la tuciu. S-a duce cu tunița. Mă murdăresc de căneală. Vă vedea bucătarul că e făcut rom ciorbă de pește, să vezi ce bucuros. S-a dus la seri, patroană, să aducă bere de aia, cum vrei, mata, piva de aia. Da, bere sârbească, aia cea mai bună bere, frate. Aia nu te doare nimica de aia. Stomacul, nimic. Nimic. Aia te vindecă berea văzut. E ca medicamentul. Da. Nu va o fi pus și bucătarul cu vreuna și noi nu știm. Noi zicem pe la sâr. Unde să mai fugă cu tunița? Bă, nu se știe patroană, poate găsă ce și el vreo patru mai bine. Nu cred că face bucătarul ăsta ceva, că râde și el, glumește. Pa, lemnele și acum așteptăm să se aprindă foc. Și patroana așteaptă să facă ciorba adevărată de pește. Să facem ciorbă de pește. Am pus ingredientele aici la patroană, ingredientele secrete. Dar am adus farfurii acolo, pe masă. Prietenii, am tocat, m-a ajutat și Maria, toate să pună ciorbița de pește. Patroana face vlogul pentru ea. Ceapă, ardei, roșii. Dar n-ai un ciprie să-mi dai și mie. Unul e tot, unul l-a luat bucătarul. Al meu, mi l-a furat. Cine mi l-a furat? Cine? Nu știu. Să vedem ce face bunica aici. Nu! Da, aici, la masă. Acolo, să mănânc. Dar facem lui el ceva pe grătar.
Păi nu, că am scos. A, păi nu pune aici asta, ca să mănâncă și David. Crezi că David mănâncă acolo? Nu, Nadia, dumă. Mănâncați acolo cu ea, ca să mănâncă și baba pe lângă voi, așa e frumos. David, ia pâine ca și tu, mamă, dinăuntru, aduc o scurpuliță, ceva. Mănâncă și cu mata aici, patrona, mai dulce mâncare lângă mă. Eu e cald, nu să mănânc. Mănâncă cu ei aici, că uite, nici ei nu mâncare cu căldura asta de urmă. Mâncare din găleată cea mai bună, da, chiar că cea mai bună. Cea mai bună. Ceapă, roșii. Cea mai bună. Da, unde e David? Ah. Ia David. Ia să-l dau David. Bunica spală tuciu. Da. Da, da. David, nu cuțitul ăla. Un cuțit care să tai pâinea cu el. Cu din. Cuțit de ăla, cu din. Hai, mami, tai ceapa, tot ce trebuie. Tai carnea, mă, tai carnea bucăți. Tai, ce uite bine că dusă-și cuțitul ăsta, da. A, a dus așa. Da, mă, Doamne, vine căldura de la foc pe mine. Mă duce mi se spune. Păi, crezi că David al tău poate să ia scaunele? Vede cu cei care nu erau pe aia, nu era carnea dulce, da. Cu pocii mari, carnea tare. Da, vei pe aici, lasă ăștia nu erau. M-ar du, Luci, la noi, de la Găleată, dai carnea tare, nu pot să mănânc. Hai, Luci, mănâncă aici cu patrona, dă-l. Avem roșii aici, tocate, gata? Nu, nu. M-am mai trăs sub leu. Aduc eu, mănâncă cu patrona. Bine. David, mai adu-mă. Stau țiganii lângă foc. Mami, gata. Gata, mami. Că de-abia așteptăm ciorba asta. De fapt, bucătarul. Bă, și ce, gata, te-ai hotărât să mănânci tu pește? Nu, nu m-am hotărât, dar glumea și eu. Da, da, să vezi cum se face, mamă, de bine. Ce-i cu untura asta aici? Băgă pe foc de aia vieții. Vieții. Că în loc de lemne, dacă bagi untură vieții de aia, ia foc, foc. Deci... Dacă nu mai consum multe lemne. Da, ce să facem pe răcoare? Că mâncăm și mâine din ciorbă. Prea căldură, băgară morcov, băgară ceapă, roșii, ce e leuțu, ce ciobă e? Adevărată. Adevărată. Da. Îi zicea bunicul tău. Păi da. Da, uite, da. Bunicul la orice mâncare zicea, la orice lucru, zicea adevărat. Era om, mă, Dumnezeu să leasă, cum a spus Leonard. Și că era om bun, așa cu Leonard. Nu mai vin o coace, nu mai curță nici ora căpătânile. Scoate, scoate! Nu mai le părma din mână. Urechile alea. Păi nu dă gustul la mâncare dacă nu le scoți alea. Lasă, uite, eu las pe patroana. Să știe toată lumea că patroana ne gătește mâncarea asta. Căpățânile. Lasă aici căpățânile să facă ciorbă, să vadă bucătarul ce ciorbă. Două coade s-am pus și de aici. Da, lasă atât. Prea mult. Eu le-am spălat așa, eu vreau să scot ăștia de aici, dinăuntru. Prea multă, n-ai apă multă să faci ciorbă mult. Păi avem, mai bag apă. Mai bag un pic, pe urmă nu mai bag. Aduc altă apă ăsta, la mine. Că să fie ciorbă, să o bag la oală, să o bag la pizier. Și nu fai multă. Apoi asta e, facem căpățânile toate, ce să le arunci? Să mănâncă toți. Și ce face maică mea patronul după ce plecați mata? Trece o zi, pune ciorba acolo în frigider ca să vedeți mata și după scoate afară. Că ea nu-i, nu-i place ciorbele astea de pește. Nu-i place, cea mai bună ciorbă de pește. Mami, ce-ți plac ciorbele astea? Dar cu bere de Sârbia, cu cârnaț fumat, da, de ăla, vei, uscat. Mănâncă, și mata îi dai tu, uite câte căpățâni îl aștept. Da, lasă că... Dacă nu mănânc... Ia, 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 ia că se bușeră. Toate, așa. E mult căpățâni. Și formă băgăm și căpățânii și gata. Să mi-ai adus și o lingură mare. Hai, hai. Unde e David? Ia afară, în parcă. David! Da! Vino cu apă. Bunică, mata, ce mai faci? Ce să mai fac? Refugiat. Nu mai mă duc acasă, e mâna aceea. Mi-a zânea să e mâna aceea, da. E mâna aceea. Nu știi să mă
medicamentele, ar trebui să te duci tu cu David cu bicicleta să-i luăm. Care bicicletă? Da, întrebarea ți-ai pus-o dacă mai am bicicletă care ce funcționează. Păi jos, nu mă duce. Păi, să-i vine rău și n-are pastilele în seara asta, nimic. Eu nu mă duc pe jos. A zis că nici azi dimineață n-a luat pastilele, a venit scandalul, a venit tu coșul. Merge, mă. Pe jos. Nu ne mușcă câini. Așa o murcă ăla, așa nu plăcă. Mergem, nu-i problemă. Da, că nu. N-ai chiar. Să mă duc să iau pastilele? Așa era bine. Păi și dacă mă scoate ăla afară? Mă duce. Păi nu ia acasă. Mă duc și iau pastilele. Nu mai mă duc eu acolo, că ia să scandal. Nu mai vine bunica să duci, nu mai vine, gata. Nu mai stă la mine. Nu mai acasă aceea. Nu mai vine. Eu mâine ia voi acolo să duci. Hai, gonitul asta și spui gata. Ai grijă de copiii tăi, de nevastă, că acolo așa, spui. Așa ți-i spui, gata. Hai. Hai că mă duc. Ca așa, prieteni, noi ce să vă zicem? Noapte bună, vă mulțumim că ne urmăriți în fiecare zi și sunteți alături de noi în fiecare zi. La revedere. La revedere, vă pupăm.